Am văzut foarte multe întrebări pe canal legate de mentenanță, de întreținere, când să schimbi uleiul, când să schimbi lichidul de frână, când să schimbi uleiul la cutia de viteze, când să schimbi distribuția. Așa că o să vă răspund la toate aceste întrebări în acest video. Hai să începem cu uleiul. Producătorii recomandă în mod obișnuit să schimbăm uleiul la 15.000 de kilometri sau un an. Dacă este de tip long life, 30.000 de kilometri sau 2 ani. Cu toate astea, eu nu recomand să folosim uleiul în regim long life pentru că el după 10-15.000 de kilometri începe să își piardă din proprietăți, mai ales dacă nu este un ulei full sintetic. Diferența între un ulei mineral și unul full sintetic este că după un anumit timp, după un anumit număr de kilometri, să spunem 10.000 de kilometri, cel full sintetic încă își păstrează proprietățile sau scad foarte puțin, pe când la cel mineral scad radical proprietățile de ungere. De asta și un ulei full sintetic este mai scump decât unul mineral sau semisintetic. Dacă mergi în regim agresiv sau pe circuit sau, mă rog, mergi mai sportiv, recomand să îl schimbați mai devreme. 7-8.000 de kilometri, personal îl schimb la 10.000, așa că sunt de părere că trebuie schimbat între 10 și 15.000 de kilometri în funcție de modul de exploatare. Standard, după cum recomandă producătorii, 15.000 de kilometri sau 12 luni. Acum hai să vorbim puțin despre niște verificări uzuale de întreținere. O să fac o mică analogie cu un stomatolog. Dacă te duci din 6 în 6 luni sau anual la dentist, depistezi un punct, o carie, îți faci o curățare, vezi că ai un punct undeva, o căriuță, te duci, o rezolvi din timp, nu e nicio problemă. Dacă te duci la dentist când deja ai dureri, atunci este prea târziu. Trebuie să scoți nervul, să scoți măseaua, să-ți faci o lucrare, să-ți pui un implant, lucrurile se agravează. Același lucru este valabil și la mașină. Dacă te duci când deja simți că ți sar roțile sau când mașina merge întrerupt sau când îți apare ori în bord, înseamnă că a trecut prea mult timp de când tu nu ai mai fost în service. Înseamnă că ai neglijat mașina. Dacă tu vei neglija mașina, și ea te va neglija pe tine. Este foarte simplu. Dacă tu mergi din 6 în 6 luni sau măcar anual cu mașina ta într-un service, să vezi, mă, ce are? Are vreun joc? Te se schimb vreun pivot? Vreo bucșă? Vreun cap de bară? Poate mi-a pierdut puțin antigel? Poate am vreo pată de ulei? Poate îmi scârție vreun disc? Poate, na, cât mai am până se termină plăcuțele pe spate? Dacă ai o mașină mai veche, nu vei ști când se consumă plăcuțele sau discurile pe spate decât dacă o ridici și te uiți pe elevator cu atenție. Dacă ai vreun BMW sau vreun Audi de generație mai nouă, îți va spune în bord când trebuie să schimbi plăcuțele pe spate, plăcuțele pe față și tot așa. Ai o mașină mai veche cum am eu, nu vei ști decât dacă te duci într-un service. Și vin foarte mulți oameni, chiar săptămâna trecută a venit o femeie cu un Opel Astra G, mi se aude un hârâit pe spate atunci când pun frână. O ridicăm, ne uităm la mașină, bineînțeles pe spate erau plăcuțele fier pe fier. Deci au ajuns fier pe fier, schimb și discuri și plăcuțe. Apropo de ajuns prea târziu, dacă venea cu 2-3 luni mai devreme, 6 luni mai devreme, îi schimba un set de plăcuțe pe spate. 80 de lei, 70 de lei, 100 de lei, cât costa. A venit prea târziu, discuri plus plăcuțe, 400 de lei. Exact ce spuneam despre analogia cu stomatologul. A venit prea târziu. Dacă venea puțin mai devreme, nu mai plătea atât. Mai mergea încă un set de plăcuțe, discurile. Cel puțin un set de plăcuțe. Și dacă tot suntem la discuri și plăcuțe, discurile te țin cam 3 schimburi de plăcuțe. Plăcuțele pe față te țin cam 40.000-60.000 de kilometri. Plăcuțele pe spate te țin cam 60.000-120.000 de kilometri, dar bineînțeles contează foarte mult modul de conducere și greutatea mașinii. Mașina, dacă este mai grea, se vor uza mai repede cele pe față. Bineînțeles, cele pe spate, dar în special cele pe față. Dacă mergi foarte agresiv sau folosești numai frâna de picior când cobori pante, am văzut oameni care au schimbat în 10.000 de kilometri plăcuțele pe față, pentru că nu știau să conducă, ei făceau naveta pe un drum montan, de la Râmnicu Vâlcea la o bârșă a Lotrului. În 6 luni, un set nou de plăcuțe. Despre distribuție, o întrebare foarte frecventă pe acest canal. Producătorii recomandă 4 ani sau 60.000 de kilometri la un schimb de distribuție complet, dacă ai curea. Bineînțeles, acest kit includ niște role, dacă este cazul, întinzător, pompă de apă, curea de accesorii, curea de distribuție și antigelul. Recomand să schimbați antigelul odată cu distribuția, poate chiar mai repede, pentru că în timp pot apărea coroziuni, pot apărea depuneri. Când schimbați antigelul, recomand să-l schimbați cu apă distilată, concentrația 50-50,
Se poate folosi și două treimi antigel, o treime apă distilată pentru o rezistență mai bună la anti-îngheț, undeva la minus 50 de grade Celsius. Dar nu trăim în Siberia, consider că concentrația 50-50 apă distilată antigel este ultra suficientă. Despre uleiul la cutie. Dacă ai o cutie manuală, unii producători zic între 50.000 și 100.000 de kilometri, dar foarte multă lume nu schimbă uleiul la cutia manuală deloc. Din ce am văzut în service, aș putea să fac o recomandare destul de simplă. La 100.000 de kilometri, verifici nivelul la cutia de viteze manuală, eventual pentru liniștea ta schimbi cu totul uleiul pentru că nu este foarte scump. Dacă schimbi kitul de ambreiaj, schimbă și lichidul de frână pentru că acționează și ambreiajul și schimbă și uleiul din cutie. La cutie automată, eu aș zice că trebuie să-l schimbăm între 30.000 și 60.000 de kilometri. Mulți producători zic la 60.000 de kilometri, mie mi se pare puțin cam mult. 40.000 eu zic ar fi ideal. Sunt modele de mașini care au cutii automate unde nu trebuie să umblăm la ulei. Deci sunt cutii automate la care nu necesită să schimbăm uleiul decât în cazul unei defecțiuni grave. Sunt modele chiar la Audi, chiar la BMW, chiar la Mercedes. Dacă ești în cumpănă, dacă să schimbi sau nu uleiul la cutie, te duci frumos cu seria de caroserie la o reprezentanță și roșu frumos să-ți spună dacă trebuie schimbat sau nu. E foarte simplu. Ei au tot interesul din lume să-ți ia banii, așa că dacă ei spun că nu trebuie să-l schimbi, înseamnă că nu trebuie să-l schimbi. Despre instalația de aer condiționat, freonul la o mașină nouă, în mod normal, nu se pierde, este un sistem bine închis, izolat, dar în timp, garniturile îmbătrânesc, îmbinările îmbătrânesc, poți avea o fisură în radiator, compresorul shear va avea uzură, este imposibil ca după 15 ani la o mașină, cum am eu, am o mașină de 14 ani, mie îmi pierde anual între 100 și 150 de grame de freon. Ce să schimb la ea? Pentru că nu știu ce. Nu-mi lasă nicio pată, nu-mi lasă nicio urmă, am încercat să depistez, nu am ce. Anual 100 de grame de freon și aia e. Chiar dacă e o mașină nouă sau aproape nouă, recomand să-ți verifici instalația de climatizare odată la 2 ani. Iar verificarea instalației de climatizare, dacă ar fi să încărcăm cu freon, recirculăm freonul, îl scoatem pe cel vechi, băgăm altul nou, băgăm niște ulei proaspăt pe tubulatură și dacă ar fi să completăm cu 100-150 de grame plus manoperă, totul costă sub 100 de lei. Despre lichidul de frână, trebuie schimbat odată la 2, maxim 3 ani, pentru că el este higroscopic și absorbe apă. Cu ajutorul unui tester electronic vedem în timp real concentrația de apă din lichidul de frână. El este incompresibil, trebuie să fie incompresibil, dacă absorbe apă, 4% este suficient cât să devină mai elastică pedala, să nu mai răspundă la fel de bine, iar dacă se supraîncălzesc discurile, va fi temperatură mare, se vor crea bule de apă, chiar și bule de aer și vei rămâne fără frână, în special atunci când te vei duce pe Transalpina, pe Transfăgărășan sau când vei abuza sau vei folosi mai agresiv frânele, când se vor supraîncălzi. Pentru siguranța noastră, consider că frânele sunt foarte importante, lichidul de frână schimbat la 2, maxim 3 ani de zile. Despre anvelope, foarte simplu, să verificăm constant presiunea la o lună, 2, maxim 3 luni, să avem presiunea corespunzătoare, cea dată de producător, variază de la mașină la mașină, pentru că dacă vom avea o presiune mai mică, spre exemplu, vom crea uzură excesivă pe marginile anvelopei, dacă avem presiune prea mare, se va crea o uzură excesivă pe mijlocul anvelopei pentru că este bombată. Trebuie să avem presiunea corectă în anvelope și să nu folosim anvelope prea vechi, mai vechi de 5, 6, 7 ani, pentru că apar microfisuri, cauciucul îmbătrânește și va crește foarte mult riscul de a face o pană. Despre bujii și bujii incandescente, la motoarele pe benzină, producătorii recomandă să schimbăm bujile cam la 30.000 de kilometri. Cu toate astea, eu zic că merg și 40-50.000 fără probleme. Dacă optăm pentru bujii cu iridium sau bujile de tip long life, să le spunem așa, poți să le folosești de 2-3 ori mai mult. Deci poți să mergi cu niște bujii iridium și 60-70.000 de kilometri fără probleme. Despre bujiile incandescente la motoarele diesel, e foarte simplu. Ele nu sunt folosite decât atunci când pornim motorul, înainte de a porni motorul, pentru a preîncălzi cilindrii. Dacă motorul îți pornește mai greu iarna, poți să ai o bujie arsă. Dacă ai una sau două bujii arse, nu ai de unde să știi decât dacă pui testerul pe mașină. Pui testerul pe mașină, vezi ce bujii sunt arse și este foarte simplu, se schimbă toate patru. Când se arde una, mergi în service, se schimbă toate patru. Asta e regula, pentru că dacă schimbi doar una, se va arde alta. O schimbi și pe cealaltă, se va arde alta și tot așa.
le schimbi și plătești manu pe raiurea. Când se arde una, le schimbi pe toate. Dacă apar zgomote la mașină, în mers, la roată, un zgomot metalic, poate să fie de la niște amortizoare curse, de la bătaie, poate să bată în flanșă sau e tija, sau tija din amortizor are joc, poate să fie din cauza biletelor antiruliu, poți să ai un braț rupt și sunt multe alte cauze. De obicei când bucșele sunt rupte, e mai mult un zgomot spre scârțit. Când e un zgomot fier pe fier ceva metalic, atunci poate să fie ceva mai grav. De asta spun, auzit un sunet, neapărat în servis. Nu se aude niciun sunet, la 6 luni, la 12 luni, o verificare mecanică. Atunci când faceți ITP-ul, eu zic că e foarte important să-i spuneți inspectorului să vă spună de ce probleme a dat el la inspecție, dacă a sesizat ceva, chiar dacă e minor. O protecție la amortizor care s-a dus, s-a rupt, o bucșă care a crăpat, poate se va rupe. Dacă sesizează ceva, inspectorul să vă spună, pentru că e destul de important. Dacă vreți să cumpărați o mașină SH, eu vă recomand să faceți toate aceste verificări, mai ales dacă are un istoric, să vedeți când a schimbat și ce a schimbat fostul proprietar. Bateria de asemenea ar trebui și ea verificată. Un motor diesel are nevoie de o baterie mai puternică și de mai multă putere de pornire la rece decât în cazul unui motor pe benzină. Așa că dacă ți se pare că pornește puțin cam greu când afară e cald, dacă vor fi minus 10 grade să nu te aștepți să mai pornești un motor diesel cu o baterie uzată pentru că nu va mai porni sau va porni într-un mod destul de chinuit. De asemenea, nu este indicat să mergem cu o baterie uzată, care are sănătate sub 40%, pentru că va avea lipsă de tensiune și poate să afecteze calculatorul, modulul de ABS și multe alte componente electronice, în special la mașinile mai scumpe, pentru că nu au suficientă tensiune. Deci este important să folosim și o baterie care este sănătoasă. Și de asemenea să verificăm și încărcarea alternatorului, care trebuie să fie undeva pe la 14V. Dacă e prea mică, nu încarcă, dacă e prea mare, apar alte riscuri, alte probleme. Dacă aveți întrebări despre acest subiect, nu ezitați să îmi scrieți în rubrica de comentarii. Sper să pot să le citesc pe toate. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și ne vedem în următorul video.